Iată, apropo de femei, vorbim despre una dintre cele mai curtate femei din România. Este tânără și chiar dacă tatăl ei are un nume, Juna și-a făcut singură un renume. Ei bine, fosta iubită a lui Ilie Dumitrescu are cu ce se lăuda. Un trup de invidiat, dar și un apartament de vis. Cum arată locuința modelului care a lăsat jurnalismul și a devenit stewardeză, vedeți chiar acum. De cât timp locuiești aici? De câteva luni, 5-6 luni, din luna octombrie, cam așa. În iunie am achiziționat și în octombrie deja eram mutată. Văd aici că ai un dressing pe care l-ai mascat foarte bine, așa, într-o nuanță de gri, să se amestece foarte bine în restul încăperii. Da, nu am vrut să pun un dressing în living, dar nu am spațiu, apartamentul e destul de micuț și mai am haine și pe la ai mei, dar trebuia cumva să... Gestionezi situația. Câți metri pătrați are? Are doar 50 de metri pătrați, dar eu zic că l-am făcut să pară mai mare da, de atât. Da, pare, mai ales că ai și bucătăria deschisă. Da. Ajungem în bucătărie, vreau, te rog, să-mi arăți câteva hăinuțe din dressing-ul tău. Aici am câteva genți și încălțămintea. Care e geanta ta preferată? Nu știu dacă am una preferată, îmi place foarte mult aceasta, am așteptat ceva după ea. Și mai am. Și la încălțări, cum îți place să fii mai sport, mai elegantă? Din ce se vede mai sport, dar și în partea de sus am ceva puțin mai elegant. Ți-am zis, nu le-am pe toate aici, dar în general, de zi cu zi mă îmbrac casual, sport. Ești o persoană cheltuitoare? Când se poate, da. Țin minte că primul salariu câștigat l-am dat pe o pereche de bluși, deci... Aoleu! Poți să-ți imaginezi? Nu știu dacă să te întreb cât era salariul sau cât costau blugii. Mai bine nu mă mai întreba nimic. Bănuiesc că, mergând mai încolo spre dressing, acolo ai hăinuțele, nu? Da, aici... Arată-mi de aici. Am niște tricouri jos. Așa. Îmi place să le țin și pe culori cât pot. Foarte multe tricouri albe. Da, albe și negre, nu prea am îmbrac colorat. Așa. Aici sunt și de vară, niște rochițe. Sunt mai colorate. Arată-ne de aici piesa ta vestimentară preferată. Nu cred că o am aici. Aici sunt doar de vară. Aceasta ar fi preferată așa, de plajă. Am înțeles. Și am și folosit-o acum în vacanță. Și în rest nu am o piesă preferată, toate îmi plac. Cât ai dat cel mai mult? Pe o... Nu știu, probabil pe o geantă am dat cel mai mult, dar nu știu exact suma. Văd că ai optat foarte mult pentru nuanțele de gri. Da, gri și roz, mereu mi-a plăcut combinația asta. Da, arată super. M-am inspirat și din poze. N-ai apelat la un designer interior? Nu. Mama are simțul ăsta foarte dezvoltat. Ce drăguț! Ea m-a ajutat, sora mea mi-a dat câte o idee și ăsta este rezultatul. Un rezultat final foarte drăguț. Mulțumesc. Văd aici două măsuțe pe auriu. Am văzut mai multe nuanțe de auriu la tine în casă, auriu și argintiu. Da, de obicei nu-mi place combinația asta de auriu cu argintiu, dar cumva se îmbină bine cu griul ăsta și roz, da. Tu ești stewardesă și îmi spuneai că ți-ai ales apartamentul în această locație tocmai ca să fii foarte aproape de locul tău de muncă. Cum a fost toată această perioadă pentru stewardese? Știm că s-au anulat o grămadă de zboruri, nu putem să mai călătorim așa de des. Da, e trist și pentru pasageri și pentru noi ca însoțitori de bord. Este greu, au fost mulți dați afară, toată lumea știe situația actuală. De cât timp lucrezi? De un an și jumătate. Și a fost greu să ajungi în acest domeniu? A fost pentru că mă împotmoleam la not și e o cerință importantă, nu știam să not. Am luat lecții de not. Ah, deci ai luat de lecții de not ca să ajungi? Da, ca să ajung în prima fază am avut timp să iau câteva ore și am picat când am fost la Budapesta să dau examenul. Mi-au mai dat o șansă pentru că așa se dă și a doua oară după antrenamente zilnice, de 2-3 ori pe zi, am reușit să scap de fobia asta. Wow, ce tare! Deci nu te-ai lăsat, dar cât a durat întregul proces? Cu școală, cu examene, cu ore de not și cu finalizarea trainingurilor, cam 6 luni. 5-6 deci a fost luni. Ceva.
Nu e așa simplu cum pare, da? Cu siguranță, cu siguranță este mult mai complicat decât am crede. Dar de ce ai ales acest domeniu? Știu că tu înainte ai lucrat ca PR. Am lucrat ca PR, apoi am lucrat puțin și în domeniul jurnalismului, pentru că am terminat facultatea de jurnalism, numai că am căutat mereu un job dinamic. Și îmi place să lucrez cu oamenii și jobul ăsta, exact asta, adică asta se întâmplă când ești stewardesă, lucrez cu oamenii și... Părinții tăi ce părere au avut? Te-au încurajat? Da, mereu mă încurajează să... Adică orice idee o am, mă rog, să fie cât de cât bună, ei mă încurajează. Da? Îmi spuneai înainte să începem că și cu achiziționarea acestui apartament te-au ajutat. Da, ei m-au ajutat, ei au achitat, mă rog, am avut și eu contribuția mea pentru amenajare, dar... Ei au fost principalul ajutor, pe ei m-am bazat. Exact. Văd că ai o bucătărie deschisă, hai să mergem așa. Văd masa tot așa într-o nuanță de gri, mobilia la fel, blatul diferă puțin. E un fel de marmură, cumva. Dar nu este, de fapt. Mânerele aurii și la mobilă și la cuptor, cum spuneam. Pe care gătești? Nu-l folosesc prea des. Voiam să te întreb, dacă îți place să nu, gătești? Nu, sincer nu. De un an și ceva nu mănânc carne, sunt vegetariană. Cum așa? Mă simt mult mai bine. Oricum nici înainte nu eram fan carne, dar acum mă simt mult mai bine. Dar și arăți foarte bine. Mulțumesc. Deci nu prea gătesc. Mănânc în două scenarii, ori de supraviețuire, mănânc ca să mănânc și mănânc de plăcere dacă merg la un restaurant sau... Dar acasă nu, niște roșii, niște brânză. Hota, văd că este roz. Da. Este pentru prima dată că văd o hotă roz, este foarte drăguță. Da, de la ea a plecat, de fapt, combinația asta de culori. Am găsit-o, mi-a plăcut, s-a potrivit bine și cu gri și apoi am ales canapeaua și restul detaliilor roz. Care este obiectul în care ai investit cel mai mult din întregul apartament? Cel mai mult cred că am investit în piesa asta de mobilier, deși nu are nimic special, dar am căutat ceva simplu și nu foarte încărcat. Dar ce înseamnă scump? Cam cât a costat? Nu știu acum, scumpul până în 2000 de euro, cam așa. Ok. Deci nu ceva exagerat. Dar nici ceva foarte ieftin, am înțeles. Când am intrat în cameră, eu am crezut că aceasta este o vază, pentru că tu ai pus flori în ea, dar de fapt tu mi-ai spus că este cu totul altceva. Da, este o frapieră, dar este foarte drăguță. Da, și mie mi-a plăcut și o consider piesa de rezistență. Chiar este, da, și apartamentului. Da. În spatele televizorului ai aplicat tu niște păsări? Da, sunt niște păsări, mă rog, sunt găuri date și sunt prinse așa în perete. În prima fază am vrut să pun tapet, dar am zis că încarcă prea mult și am ales... Arată foarte drăguț, da. Tot ideea mamei mele a fost. Deci ai o mamă foarte inspirată cu idei. Are viziune, foarte da. Bune, exact. Ești gospodină, stai, faci singură curățenie, ștergi praful, dai cu mătura, cu mopul. Nu pot să zic că asta mă recomandă, dar de nevoie, sigur. Dar ai pe cineva care te ajută? Nu, tot mama mea mă mai ajută din când în când, pentru că am o mare problemă. Sunt eu fată, mă duce capul, dar nu știu să calc. Și n-am reușit nici până acum să învăț să calc. Aici văd că ai patru scaune, primești des prieteni pe la tine? Da, am foarte mulți prieteni și scaunele sunt chiar puține pentru câți prieteni am eu, dar ne mai înghesuim și pe canapea. Dacă mai puneam un scaun, nu mai aveam pe unde să trec. Am ajuns acum și în dormitor. Da. Un dormitor care nu este foarte mare, dar pe care l-ai organizat tu foarte bine. Da, nu, chiar nu este mare. Chiar aș fi avut nevoie mai multă de spațiu, dar asta a fost. Pe principiu, fără ai din ce ai, te-ai descurcat foarte bine. Văd că ai din nou aici un dressing mai mic decât cel pe care l-am văzut deja în living. Aici am tot haine. Cămășuțe. Uite, asta e drăguță. Da, ia, și mie îmi place. Să o vedem. Este o ediție limitată de la brandul acesta Sport. E foarte drăguță. Da, foarte și mie drăguță. Mi-a plăcut foarte mult. Așa, aici o cămășuță pe roz.
Da, cinci de blugi, tot pe stilul ăsta, casual. Asta ce e animal print? Un body, mai decoltat. Foarte drăguț. Așa și, mă rog, în partea asta le-am aranjate, voiam bară peste tot, dar trebuie să mai și împăturim de ceva. Trebuie să mai și împăturim chiar dacă nu, da, nu-ți place să calci. Patul văd că este tot așa într-o nuanță deschisă. Da, e un crem roze așa, vreau eu să-l văd, nu știu dacă... Da, așa e, crem roze, da. Da. Pe jos tot așa parchetul gri. Parchetul și... gri, da, aici aș vrea să mai pun o oglindă. Dar cum de nu ai televizor? Nici când stăteam cu ai mei am preferat să stau fără televizor în cameră. Nu că nu m-aș uita la televizor, mă uit, dar am zis când vin în pat ori să citesc, ori să mă culc direct, că oricum îmi petrec cel mai mult timp în living, deci... Ai spus că locuiești singură, nu te plictisești singură toată ziua? Nu, am foarte mulți prieteni care mă vizitează. Da, iubit, ai spune dacă ai iubit. Am ajuns acum și în dormitor, trebuie să te întreb dacă ai iubit. Chiar nu puteai să nu mă întrebi aici. Nu am. Dar cum așa? O să încep și eu ca toți băieții care te curtează, presupun. Cum faci așa tânără și frumoasă și deșteaptă? Cum să nu ai iubit? Nu știu, am fost și focusată pe chestia asta cu apartamentul, pe problemele care se întâmplă la locul de muncă. Și cumva poate nici n-am găsit persoana potrivită până acum. Știu că tu ai avut o relație cu un bărbat mult mai în vârstă decât tine. S-a întâmplat vreodată ca părinții tăi să, nu știu, să te treagă de mânecă și să spune: uite măi, Teo, poate nu este cel mai potrivit bărbat, cel mai potrivit iubit pe care să-l găsești? Au existat astfel de discuții? Cu siguranță orice părinte își dorește cel mai bun pentru copilul lui, dar tatăl meu este un om corect și curat profesional. Și cumva greșelile inerente vârstei mele n-aș vrea să se asocieze cu el. Dar cu siguranță l-a deranjat, a fost... Ai spus atunci când te-am întrebat despre relația cu Ilie Dumitrescu, pentru că despre el vorbim, că a fost una dintre greșelile trecutului. Consider că a fost... Nu, a fost o greșeală față de tatăl meu, din punctul ăsta de vedere o privesc. În rest, a fost o experiență plăcută și cam atât. Ce așteptări ai de la un bărbat? Nu pot să spun acum punctual, dar cumva să mă respecte normal, să mă iubească și să mă simt bine în prezența lui, să râd, să... Ce nu ai ierta niciodată într-o relație? Pentru băieții care se uită la noi, să știe dacă se încadrează sau nu în standardele tale. Aș ierta o persoană care nu e loială. Nu știu neapărat dacă înșelatul intră la loialitate. Da. Da. Depinde sub ce formă, dar cumva loialitatea o văd o jignire profundă, lipsa de loialitate. Ce compromisuri le faci într-o relație? Dacă să zicem, uite, ai zis că în anumite circunstanțe poate ierta, poate n-a ierta. De exemplu, dacă ar veni iubitul tău și ți-ar spune că a avut o aventură, să zicem, nu o relație în paralel cu tine, o aventură. Dacă mi-ar spune în față, nu, n-aș ierta, cu siguranță. Păi și dacă ai aflat din alte părți, n-ar fi mai grav? N-aș crede în prima fază, dar dacă mi-ar spune în față, cred că pe oricine ar deranja, nu? Dar, uite, tu ai o situație materială bună și pentru că muncești foarte mult și datorită familiei tale, pentru că provii dintr-o familie foarte bună. Ai putea să stai cu un bărbat care este mai slab din punct de vedere financiar? Un bărbat pe care se spune că l-ai întreține tu. Nu, pe care l-aș întreține eu niciodată. Măcar să fie la același nivel sau mai sus, nu știu. Sau să creștem împreună, că nici eu nu pot să spun că sunt dezvoltată sau am un statut financiar extraordinar. Nu, sunt normală și așa îmi caut și persoana de lângă să fie. Ce calități crezi că te recomandă pe tine într-o relație? Într-o relație și nu numai, mă recomandă bunătatea. Sunt foarte bună cu oamenii din jurul meu. Na, pe lângă calitățile fizice, lăsând la modestia deoparte, nu sunt nici cea mai frumoasă, nici cea mai deșteaptă, dar foarte bine, dați cezarului ce ai cezarului. Câte puțin din fiecare, adică cred că asta. Mă recomandă bunătatea, înțelegerea. Niciodată nu am putut să mă răzbun pe cineva. Ce ai face dacă, mergând în club, mă rog, când se vor redeschide cluburile, Doamne ajută, ai pune ochii pe un băiat și el ar fi deja cu o fată acolo? Sau ai afla ulterior că are iubită? Dar ție ți-ar plăcea foarte, foarte mult. Ce ai face? Pe moment, nu știu, poate instinctul m-ar face să fac altceva, nu știu, să fac un schimb de priviri, dar după aș gândi mai bine. Dar ți s-a întâmplat vreodată să ieși cu cineva
și ulterior să afli că el este într-o relație? Sau să nu știu, să fii pus în tot felul de situații de genul așa foarte stânjenitoare? Da, cred că am pățit asta. Oricine cred că trece prin așa ceva, pentru că băieții, bărbații mai mint. De altfel și femeile o fac, dar da, mi s-a întâmplat. Și ce ai făcut? Ai pus stop sau? Clar, am pus punct. Deci nu ai stat cu un bărbat. Uite că sunt o grămadă de bărbați care duc așa femeile cu zăhărelul și spun: uite, am iubită, dar vreau să mă dispar de ea, dar mie îmi place mai mult de tine, dar tu ești mai frumoasă, mai deșteaptă, mai. Nu, consider că am calitățile necesare să nu fiu pusă pe locul 2 sau 3. Deci ești o persoană categorică, nu ai arătat nici eu. Sunt categorică, pe cât de bună sunt, pe atât de categorică. Păi, foarte bine, foarte bine.